Ceremonia religioasă de creștinare a Anastasiei Ioana a avut loc în urmă cu o lună, dar familia a ales să facă acum petrecerea, ca să nu fie prea obositor pentru copil. Fetița a primit taina Sfântului Botez la Biserica Armenească, acolo unde a fost botezată și mama ei, Ioana Dichiseanu, fiica lui Ion Dichiseanu și a Simonei Florescu. Pentru a sărbători marele eveniment, Adrian Artene, tatăl micuței, s-a ocupat ca totul să fie pus la punct. La petrecerea de duminică au fost 100 de invitați, care s-au distrat până dimineață la 8. Printre artiștii care au cântat la petrecerea de botez a micuței Anastasia s-a numărat și bunica ei, Simona Florescu, a cărei prestație a fost emoționantă. Florin Chilian a întreținut și el atmosfera la petrecerea de duminică, iar mama și-a dansat fiica proaspăt creștinată pe una din melodiile acestuia. Desigur, de la petrecere nu putea lipsi muzica populară. Sofia Vicoveanca a cântat și ea la eveniment, iar bunicul Ion Dichiseanu a fost încântat de prezența ei. Așadar, mândru și fericit bunicul sărbătoritei Anastasia, maestrul Ion Dichiseanu. La 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 Bunicu Dichi. Bunicu Dichi. Întotdeauna, să știți că despre dumneavoastră am spus că arătați exact ca în filme. Ziceți că sunteți din filmele americane, că tot e ziua Americii astăzi. Wow! Pe welcome! Cuvânt. Adică aveți 83 de ani? Nu, cine are? Nu, greșeală. Nu, cred că buletinul tău, e eroare. Eroare. Vreau să zic că arătați senzațional și aveți așa o poftă de viață și un fel de a fi aparte. Mersi, ești drăguț? Nu, da. Sărut ochii tăi. Ăsta e adevărul. Mă pare rău că am venit cu mâna goală. Pentru că e o mare sărbătoare, dar fiind că dăm publicității marele eveniment al sufletului meu și al familiei mele. Am văzut și noi imagini, da. Și o să mai vedem. Haideți să luăm un loc pe canapea. Eu știu că arătați așa trăsnet, v-a văzut toată lumea că sunteți și estival și perfect. Stai o clipă. Aici. Hai să trecem la lucruri pragmatice. Eu sunt pragmatic. Perfect. Pentru Anastasia, haideți să luați un loc, aduc eu tot. Nu, stai, nu mai aduce stai nimic. Liniștit, că aduce nu aduce. Mie îmi pare rău, da. Pentru că tata n-a avut oi, a fost ceferit, săracu. Da. Tata, bunicul, străbunicul ceferit și n-am adus, nu ți-am adus eu. Oi n-a avut, vaci n-a avut, ca să o pălincă, nu? Mă zic, trebuia să... Lasă-mă, ce mai adică. Lăsați că aducem aici pentru micuța Anastasia să ne cinstim și noi. Păi ce credeți? Surprize, blam. Bravo, mă. Suntem pregătiți. E păcat, ați devenit bunic și e păcat să nu testăm lucrul ăsta. Uitați, ăsta e nou, ieri l-am primit, acum îl deschidem în cinstea ei. Eu mă pricep la două lucruri, fii atent. A, uite-l, Dana Tirbușor. Eu mă pricep la, le spun la barman când merg undeva, în un restaurant, și încerc, zic, un whisky, la care eu zic, fii atent ce whisky. Eu mă pricep la două lucruri, la Shakespeare, și la whisky. Fii atent. Să aibă dop de plută, mă, să nu aibă... Asta nu e whisky, asta. Nu e whisky, e o pălincă adevărată. Trebuie să o testăm. Nu facem reclamă, nu facem... Păi nu, e și acoperit aici firma. Foarte bine acoperit. Ne-a adus-o un fermier, dar e senzație. Noi facem striptease acum la asta. E senzație. Stați că avem și Tirbușon, suntem pregătiți. Unde credeți că lucrăm? Stai, tu ai luat-o în serios? Tu ai luat-o în serios, mă, Cătălin? Eu am glumit. Păi eu nu am glumit. Păi nu trebuie să facem cinste? Nu sunteți bunicul Dichi? Mai nebunit. Nu, m-a oblit. Am văzut și noi imagini și fost senzațional la botez. Vai, am văzut și pe Adrian Artene, un tătic foarte fericit și foarte emoționat.
un tătic și un ginere cum, așa cum mi-am dorit, mi-a dorit sufletul meu. Adică aveți ginerele pe care vi le-ați dorit. Exact. Foarte frumos. Fără, nu, eu nu-mi plac vorbele. Dom'le, îmi plac de cartea care am scris-o. Adevărul. Moment, moment, atenție. Acum. Naște greu. Naște greu. Da, naște greu. Naște greu. Nu, nu. Hai, dai forța! Asta nu înseamnă. Asta, asta nu înseamnă. Asta ne-a dus-o fermierul de ieri. Bagă puternic. Nu, că... Bagă puternic. Stați că avem niște specialiști în regia de emisie și avem să-l împingem în interior. Nici în interior nu merge. Dar știi că e o chestie... Avem o problemă, domnule Chiseanu. Aia fără. Nu, nu, atunci înseamnă că nu vrea. Ba, nu trebuie ține să vrea, păi ce nu după ține el? Cu noi. Nu ține, ține cu noi, ține cu dușmanii. Ia. Jur că nu merge. Am împins, am tras, nu merge. Facem concurs. Cine poate să desfacă sticla asta primește repede 1.000.000. Hai, Ciucă, repede. Eu plătesc. Da. Eu plătesc. Da, perfect. Hai de repede. Am venit pregătit. Da. Eu plătesc. Păi... Hai că mergi la sală. Nașu. Ciucă, dacă Nașu nu dai 50 de lei și cu banii cumpărăm mâncare pentru echipă. Deci dacă deschizi în repede, îți dăm 1.000.000. Dacă nu ne dai tu 50 gata, de lei... Gata, am scos. Gata, vino cu bace. Păi eu nu plec fără bani. Păi atent, Cătălin. Eu nu plec fără bani, fii atent. Gentlemen, am promis, am promis, mă țin în cuvânt, 1.000.000, poftim. Bravo. Eu totdeauna la toate spectacolele când merg în turneu, eu plec cu bani la mine. Nu știu dacă poate fuge ăla cu banii, așa că eu plec cu bani la mine. Ai înțeles, Cătălin? Eu plec cu bani la mine, așa că am plecat. Nu că ar fi fugit aici, nu fuge nimeni. Foarte bine, stați să iau două pahare. Hai că mă, no, da, ce mă așteaptă? E pur și simplu pentru, e decor, adică știți cum e, n-avem voie... Nu, nu, nu. Înțelegeți ce zic? Ceai. Da, ceai, e ceai, exact. Da, da, ceai. Ca în filme. Da. Dar nu avem de coniac pahare sau de țică, dar avem de, de sărbătoare. Eu, tu știi cât ce am băut eu la dincolo de barieră? Că e un băiat aici care era... Asta e de aer, e proaspăt. Care m-a... Stați. Care a asistat la filmările mele și a muncit săracuțele. Doar să dăm noroc, zice, pentru micuța Anastasia. Așa, mă. Doamne, ajută la mulți ani să vă trăiască. Mulțumesc frumos. Acum vorbesc eu cât dumneavoastră testați, da, oameni buni. Dolce Vita. Da, e foarte bun. E foarte bun, un da. Șețel. Da, e foarte bun. E foarte bun, n-am niciun gust. E ceai de, da, fructe de pădure. Da, e, da, bun, e bun, bun. Ideea e frumoasă. Ideea, mă. Păi tocmai asta. Și-ți mulțumesc numai pentru un pic. Lumea trebuie să înțeleagă că de fapt e vorba pentru spectacol, pentru show, că suntem la televiziune, că n-a stat nimeni să bea și să, Doamne, consumăm alcool la apropo televizor. Apropo de asta, Doamne, ne-amintesc. Original. Asta, mă, asta. Tu știi că asta îmi place la tine, mă, că ești original, mă. Și e mare lucru în viață unui moderator ca tine, care, mă rog, e foarte greu. Dar e și mai greu să fii original, mă. Da. Una poți să vorbești 10, 7 milioane de vorbe. Dacă nu le spui cu talent, cu dragoste, cu dăruire, degeaba le spui. Cu convingere. Cu să convingi spectatorul. Eu vă mulțumesc mult pentru aceste cuvinte, pentru că vin din partea noastră și sunt foarte importante pentru mine. Serios acum. Ați văzut mulți moderatori la viața dumneavoastră am și văzut, faptul că vorbiți așa despre mine, nu, mă onorează sincer. Vă senza mulțumesc complimenti, sincer. Cum spune italienii, unde e Antonio? Se pare că admirația asta este reciprocă, pentru că eu vă admir pe dumneavoastră foarte tare și asta am spus-o de fiecare dată. Și mă bucur că dumneavoastră veniți cu mare bucurie la noi la emisiune și asta contează bucurie. Pentru indiferent, noi. Indiferent cu ce care e tema, care e subiectul, probleme, viu cu dragă inima la tine. Mulțumesc mult! Acum avem un subiect foarte fericit, așa, pentru că avem aceste imagini de la botez, și așa, anume bunicul Dichi, sau dumneavoastră spuneați cum se zice în Moldova? Bă, nu, eu n-am știut, eu n-am știut. Sofia Vicoveanca a cântat, nu? Sofia Vicoveanca, ascultați copii, da. Sofia Vicoveanca, când a început să cânte, domnule, a magnetizat toată... Da. Tot restaurantul era cu ochii, a venit, nu știa, eu n-am spus nimănui.
Eu am spus surpriză. Și a început să cânte și până la urmă zice, cine e bunicul? Și arată către mine. Zic, da, bunicul, da, bunicul Dicky. Dicky, Dicky, așa îmi spune. În clipa când mea îmi va spune Dicky, are 100 de euro. Așa, pentru început. Pentru început. O zic, și zice, da, bă, și o arată spre Simona. Zic, spre Simona. Zice, păi la noi, la Suceava, zice, să-i dea Dumnezeu, Sofia, dacă urmărești, te sărut și te îmbrățeșesc cu dragoste. Știi, ne poartă amintiri frumoase din Galați, pe patinoarul, era gheață, patinoarul, îți dai seama, eu cu Margareta Păslarul, cu așa, filmam acolo, aveam spectacol și atunci am cunoscut-o prima oară cu un succes fenomenal. Și ce v-a zis la botez? Și zice, mersi, Dumnezeu, și zice, la noi, la Suceava, se spune așa, în loc de bunică, zice, mămucă, și la bunic se spune, tătuc. Deci, Dicky e tătuc și Simona e mămucă. Foarte frumos. Foarte frumos. La botezul Anastasiei a venit și Simona. Da. Era și normal să fie așa și a și cântat. A și cântat, da. A cântat și Florin Chirian. Da. Florin Chirian un om deosebit. Am tot aici, respectul. Familia frumoasă. Tot respectul pentru Florin Chirian. A cântat niște melodii foarte frumoase, care i-a plăcut la și lui Artemis, și lui Adi, și Ioanei mele. Și a cântat și Simona, care... A cântat și Simona, și ce seară minunată, ce minunată. S-a mariat perfect pe atmosferă, pe stare. Dar sunt relații foarte bune și noi după noi da, aceea. Noi da, sunt relații... Așa, doi oameni normal care au un dram de educație, nu se poate să nu rămână în relații civilizate. Pentru că ați rămas în relații civilizate și după divorț și iată că acum în cele mai frumoase momente sunteți împreună toți ca o familie și asta cred că contează cel mai mult. Contează enorm de mult. Pentru că Ioana n-a simțit lipsa... O ajută pe Ioana când vine... Mă rog, nu vine des, dar când vine, o ajută pe Ioana. Ioana e number one, ea săraca, duce greu. Mama eroină. Mama eroină, exact. Păi, Andra trebuie să știe. Cunoaștem, am trecut prin așa ceva. Aici avem tortul micuței Anastasia, iar aici este, dacă nu mă înșel, chiar bunica. Nu? Bunica e în poză mai devreme, iar aici fotografii cu Artene și cu Ioana. Auzi, că vreau să spun, vreau să spun o chestie. Și eu sper și next. Va veni, sper să va veni. Nu știu, numai Dumnezeu știe. Dar vreau să spun un lucru. Dom'le, n-au venit la nuntă, dar mi-au trimis. Tu ți-amintești Teodora Ungureanu? Triplă campioană europeană, poate dintre spectatorii, ți-amintești? Gimnasta, nu? Gimnasta noastră. Triplă campioană europeană. Eu sunt, am rămas, Nadiei. Generația Nadiei, care eu i-am botezat, apropo de botez, că se leagă foarte frumos, așa mi-a venit în minte acum, de fata lor, au o fată, Adriana e Ioana. Mi-au trimis din New Jersey, unde locuiesc, unde au o școală de copii pentru gimnaști, nu? Viitor. Antrenează acolo. Mă, rochițe, chiloței, costumașe, tot felul de... pentru un copil de... Foarte frumos. Și n-au uitat de acolo. Pe urmă, din Spania. Mă, și ce emoționant e... Măi, Cătălin, tu știi seama? Că prietenii în aici, astfel de momente sunt alături. Din Spania, și... Dragoș, cu Brândușa, soția lui. Finul meu, Gheorghe, Mihai Gheorghe cu Gabi, mi-a trimis, fără să, din misiune, au avut misiune, și mi-a trimis darul. De fapt, contează că s-au gândit la dumneavoastră, asta exact. E cel mai important. Plus,
oameni care n-au putut veni, s-au cerut scuze, mii de scuze, dar mi-au trimis mesaje, gânduri. Gânduri și cadouri. Deci să evităm, să omitem acest lucru, care, de exemplu, oameni care au venit cu inima deschisă când a apărut Vicoveanca, Sofia. Sofia, te pupăm încă o dată. Și cu... Da. Că ești o mare artistă, un mare. A cucerit imediat auditoriu. Oameni care... Doctor stomatolog, Adrian cu soția lui Doina, stomatologul familiei, o prietenă de-a mea din Craiova, Gabi, au trimis mesaje, a fost ziua ei întâi și urez la mulți ani și pe calea asta. Foarte frumos. Așa. Eu... Pe urmă, am o nepoată, ia azi e ziua Americii. Păi cum să nu se împomenești? Că e ziua Americii. Nepoata mea e născută azi, din Pitești, pe 4 iulie. Foarte frumos. Adică oameni de mare, Dan Banu, din Urziceni, m-au trimis tot felul de cadouri pentru micuța mea. E cel mai fericit moment pentru dumneavoastră că ați văzut-o pe Ioana mamă? Știi că am momente când spun așa, Cătălin, cu toți avem momente de mare sinceritate, deschiderea sufletului. Și spune, mă, tu te-ai uitat la copilul ăsta? Am văzut-o ceva mai devreme, în imagine este extraordinar de frumoasă. Tu te-ai uitat? Ioana, îți spun așa că nu minte. Tăticul tău nu am niciodată amintit. Te-ai uitat? Nu vine a crede nici mie că e al meu, nu sunt mama, eu, nu știu. Mă uit și o divinizez. Și acum am lăsat-o acasă, o scaldă în toate iubirea, viața, sufletul meu. Numai în asta o scaldă. Este pentru ea, într-adevăr, și-a dorit. Foarte și-a frumos. Dorit și, copilul. Și iată că s-a întâmplat. Eu vreau să vă mulțumesc că tătucu Dichi, că ați trecut astăzi pe la noi, pe la emisiune. Stai, mă, că e începutul. A, terminăm? Trebuie să iau publicitate, apoi vine și Văru Săndel, mergem și pe la altă. A, Văru Săndel, care m-a prezentat. Nu, nu, că... mă retrag, pentru că e frumos să nu, atât. Nu, știți că la noi sunteți binevenit oricând. Știu. Și oricât. Da, mai viu. Abia vă aștept. Da, și aștept și eu la cămară să aduc ceva acolo. Lăsați că deocamdată avem și trebuie să ne ocupăm de toată treaba asta. Până atunci, încă o dată noroc, Doamne ajută. Doamne ajută. Să trăiască micuța Anastasia, să trăiască părinții, bunicii. Trăiască și doamna Sofia Vicovean, care la mulți ani. Și David al tău. Mulțumesc. Și David și Eva, vă mulțumesc. Eva. E mai micuță de Eva. Face 2 ani acum, în iulie. Să străiască. Vă mulțumesc. Acum? Tot în iulie? În iulie, pe 23 iulie. Raci, bă, ce dragi, prietenii mei. E leoaică. 23 iulie. 20 și. Da, iulie. Da. A doua zi de leoaică. Da. Vă mulțumesc. Dragoste. Și să știți că sunteți fermecător. Și salutări acasă și pentru Adrian, și pentru Ioana, merci. Și pentru Anastasia, și o salutăm și pe bunica, pe Simona, și Doamne ajută.